Ziua de duminică, 16 noiembrie, a fost de la prima oră o zi propice mersului la vot. Turul 2 al prezidențialelor i-a determinat pe prefectul județului Suceava Florin Sinescu, președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor și senatorul PSD Ovidiu Donțu să voteze de dimineață pentru a fi un bun exemplu pentru suceveni. Președintele Consiliului Județean Suceava Ioan Cătălin Echifor a declarat că în această zi importantă se încheie un ciclu de 10 ani care nu a adus foarte multă stabilitate în România. Se încheie un ciclu de 10 ani, un ciclu care n-a adus foarte multă stabilitate în România, foarte multă prosperitate, din păcate. Sperăm ca România să pornească pe drumul bun în continuare, să mergem, pentru că am început de 2 ani și ceva un parcurs important. E nevoie de liniște în țara românească, e nevoie de colaborare, e nevoie de unitate și sper ca votul de astăzi așa să fie. Dumnezeu să ne ajute. Exact pentru asta, pentru a continua un proiect început, un proiect în care cred și un proiect care sper să aducă România frumoasă la 100 ani de la unirea cea mare din 1918. Reprezentantul Guvernului în teritoriu, Florin Sinescu, a precizat că a votat pentru un președinte care să aibă capacitatea să vegheze la respectarea Constituției. Un vot important pentru România, așa cum am spus și în primul tur, este un vot care l-am acordat unui președinte cu speranța că vom avea liniște, vom avea o colaborare între structurile statului, un președinte care să aibă capacitatea să vegheze la respectarea Constituției, a legilor țării și totodată la colaborare între autoritățile statului, pentru că urmează o perioadă importantă pentru România. Suntem în noi exercițiu a bugetară a Uniunii Europene și de aceea cred că este important ca această colaborare să existe de la nivel central până la nivel local, să avem capacitatea să absorbem fonduri europene, iar dezvoltarea României să continue așa cum a început. Parlamentarul Partidului Social-Democrat Ovidiu Donțu a declarat că a votat pentru ca românii să aibă o viață mai bună. Am mers la acest vot pentru o viață mai bună pentru copiii noștri, pentru o viață mai bună pentru români. Am votat pentru un președinte care să-i unească pe români, să nu mai trăim în dezbinare, cum am trăit în ultimii 10 ani și în ură. Am votat pentru un președinte care să asigure o politică externă mai bună, să asigure securitatea națională a României.